Bună seara! Ovidiu a stat niște așteptări la început, a zis că nu știe despre ce vorba prezentarea mea, nu astea sunt așteptările. A zis însă că toate prezentările de astăzi o să fie tehnice, nu. Prezentarea mea nu este una tehnică, este despre hashtag No Agile. Acum, hashtag No Agile, ce-o fi chestia asta, e de fapt o denumire pe care am ales-o eu, dintr-o mulțime de mai multe denumiri, pentru a încerca să definesc o tendință care are loc în momentul ăsta în comunitatea Agile. Cred că pentru mulți dintre noi a fost foarte clar în urmă cu 16 ani când s-a definit pentru prima dată manifestul Agile. Această metodologie sau această filozofie nu este un sfârșit de drum. Adică a fi cu siguranță ceva care va evolua în timp. Deși ulterior au fost foarte multe argumente și contraargumente, Waterfall versus Agile, pe care probabil mulți dintre voi le știți ce trebuie deja. Agile-ul nu este în niciun caz la momentul în care putem să-l considerăm matur. Deci cu siguranță va evolua. Am văzut că nici nu au trecut 4 ani. După 2001-2005 deja s-a format un alt grup. Din acest grup fac parte unii dintre consultanții software care au participat la crearea manifestului Agile, care au creat așa numita declarație de interdependență și care trebuia să fie o altă bază, o altă metodologie care să fie utilizate în dezvoltare de soft. Anul trecut, de exemplu, a fost prezentată o altă metodologie, se numește Modern Agile, un fel de Agile 2.0 și care e bazat doar pe principii și nu are niciun fel de practici puse definite acolo. Și autorul acestei mișcări, putem spune, Joshua Kirievski, chiar a zis că nici nu dorește să încurajeze să fie asociată această idee a lui, acest Modern Agile, cu vreo practică sau altă. Oricum, pe lângă toate astea, am constatat că în ultimii 2 sau 3 ani de zile, de la toate conferințele din țară și din străinătate pe la care am participat și care au ca subiect Agile, au venit o serie de speakeri, în special keynote speakeri, care vorbeau despre ce rău este Agile și care sunt limitările Agile-ului și că deja Agile-ul nu este neapărat mindset-ul cel mai potrivit pentru a dezvolta produsele software. Mi se părea puțin ciudat și cumva acest hashtag No Agile ar putea să fie un fel de, dacă vreți, sugestie pentru ei să-și creeze propriile conferințe No Agile și să discute despre lucrurile astea acolo, pentru că foarte mulți dintre cei care merg la astfel de conferințe vor să audă despre Agile mai mult și mai puțin despre No Agile. Pentru că, nu, ziceam că e o etapă de maturizare. Eu când eram mic, țin minte că era o povestire, băiețelul care a îmbrățișat sau copilul care l-a îmbrățișat pe drum, care l-a luat pe drum în brațe. Și cam asta se întâmplă în comunitatea Agile în acest moment. Dacă căutați pe Twitter, o să vedeți că există o sumedenie de termeni, să zicem așa, care încep cu nu. No estimates, no projects, no backlog, no release, no sprint. Și cam toate astea, dacă ar fi să le punem cap la cap împreună, ar putea să reprezinte o nouă direcție sau un nou pas prin care ar putea să treacă comunitatea agilă și care să numească perioada nu, un fel de așa, o perioadă de adolescență reperă, dacă vreți, în care lucrurile sunt sunt contrazise încă de la fazele lor fundamentale. Și de ce o să fac astăzi? Practic o să încerc să trec în restul de 10 minute care mi-au mai rămas prin toate aceste 5 elemente și să le explic foarte, foarte pe scurt pe fiecare dintre. Nu am timp să intru mai multe detalii. Înainte de asta, într-adevăr, am căutat și de hashtag No Agile pe Twitter și am găsit o sumedie de lucruri. Unii dintre cei care foloseau acest hashtag erau foarte nervoși. Vedeți că era combinat și cu un hashtag Agile Kills Kittens, deci era foarte clar opțiunea. Make Agile Great Again, hashtag No Agile, deci un pic cumva Great Again, deci noua formă, nou nivel la care ar trebui să treacă Agile, ar fi No Agile. Alții care spun din potrivă că
Asta e, de fapt, modul în care noi dezvoltăm software. De ce trebuie să-i zicem cumva? De ce să-i mergem agile? Să nu mai folosim deloc terminul ăsta de agile, pentru că în software noi folosim o metodă cu totul și cu totul deosebită și asta este. El de la sine înțeleg, este felul în care se dezvoltă proiecte. Și folosit același hashtag. Și în urmă cu câteva zile, 14 zile, am fost cineva care zicea, one of these days I start a movement for no agile. Deci am noroc că am făcut această prezentare înainte să înceapă el mișcarea respectivă, deci o să-mi iau drepturile de autor. Bine, mai sunt și cei care spun no agile înseamnă not only agile. Adică no agile vine de la faptul că nu trebuie să fim fixați doar pe agile, ci în funcție de contextul aplicației sau proiectului putem să alegem și o variantă mai tradițională. Bun, mergem la nouă estimates. De vreo 3 ani încoace se discută despre chestia asta. Doar se discute, eu n-am văzut că nici o echipă care să implementeze, deși ideea este grozavă. Vasco Duarte a și scris o carte despre nouă estimates și după cum vedeți pe copertă e se kind of magic there, deci e destul de... Hai să zicem, se bazează pe niște concepte foarte interesante, foarte, e bine de văzut cum ar putea să fie implementate în practică. De unde a venit ideea asta? De fapt, a venit de la un proiect implementat cu Microsoft, unde Scrum Master de acolo, după câteva iterații, făcând o estimare a tuturor story-urilor care mai rămăseseră în backlog, a făcut o predicție și a zis că undeva prin octombrie, pe la mijloc, se va termina întreg proiect. După care, nu știu cum i-a venit lui ideea asta, a zis hai să schimb toate storiile care aveau 3 puncte cu 8 și toate care aveau 8 puncte cu 3. Deci a făcut așa pur și simplu o modificare de puncte, de story points care au fost date la fază de estimare și a constatat că predicția nu era departe față de predicția inițială, predicția în care erau estimările normale. Și atunci a zis hai să fac una și mai tare. Și să pun pentru toate 1. Adică, în loc să fac o predicție pe baza unor estimări, să fac o predicție pe baza numărului de story-uri. Și predicția respectivă a fost cu 2 săptămâni mai rapid. Deci a fost la începutul lui octombrie și a terminat la mijlocul lui octombrie. Și a zis așa, băi, cât am pierdut noi pentru a estima toate story-urile astea din acest backlog? Păi cam 1 săptămână asta și am tot povestit și am tot planificat și doar. Păi nu mai bine lucram? Adică nu mai bine ne suplecam lunecile și începeam să pur și simplu să dezvoltăm acele feature-uri și în rest puteam doar să numărăm story-urile și eram tot acolo. Adică era o mică marjă de eroare, nu era cine știe ce în plus sau în minus. Deci cam asta e situația pentru că suntem recunoscuți ca și, adică lumea ne recunoaște pe stradă din ce domeniu, în ce domeniu lucrăm, după modul în care estimăm. Nu facem o treabă foarte bună în ceea ce privește estimarea prin urmare. Dacă oricum estimările pe care le dăm au un grad de acuratețe foarte mic, de ce să mai facem lucrul ăsta, de ce să mai estimăm? Și aici sunt rezultatele acelea de care spuneam și care sunt prezentate în cartea lui Vasco Duarte, dar doar o să trec printre ele. Aici e eroarea de acuratețe în estimare la folosirea de story points, 20%, și eroarea de acuratețe folosită la pur și simplu numărarea story-urilor. Și care era 4%, mă rog, minus 4%, dar în fine, este o eroare mult mai mică în modul. După 5 sprinturi, deci nu poate după 5 sprinturi, într-adevăr, de la 20% s-a ajuns la 13%. În schimb, la numărare, tot acolo am fost. Deci, pare să fie și mai stabil din punct de vedere al variației de predicție. Și, cumva, în esență, ideea asta de nouă estimați, nu mai estimați nimic, pur și simplu luați task-urile și executanțiile, se bazează și pe o altă idee foarte interesantă a unui alt agilist care la o întrebare cum am putea să nu mai avem proiecte întârziate, răspunsul lui a fost pe începe cele mai repede. Și cumva asta este și ideea, să începeți să dezvoltați feature-urile mai repede, în loc să, cum s-a întâmplat unui prieten de-al meu, pe un proiect de o lună, a trecut deja 1,5 săptămâni și încă sunt în fază de planning. Deci e destul de multă pierdere de vreme și uneori pentru niște activități pe care de obicei programatorii, testerii, cei care fac parte din echipa de dezvoltare, nu le prea agrează, nu iubesc foarte mult aceste ședințe. Deci asta e nouă estimates. O altă idee vine de la Alan Kelly din UK și se numește hashtag no projects.
Pentru că se tot spune că proiectele software sunt proiecte și el spune nu, nu mai folosiți termenul de proiect atunci când vorbim de software. Pentru că definiția proiectului este următoarea. Proiectul este o întreprindere, deci mai am 10 minute, asta e semnal, nu? Proiectul este o întreprindere unică și pe de altă parte care are un început și un sfârșit bine, bine definite. Și el a spus, din punctul lui de vedere, proiectele software nu au un sfârșit. În momentul în care un proiect software se termină și produsul a murit. Dacă e să luăm cum se întâmplă lucrurile în acest moment. Și am luat un exemplu, niște softuri care le-am găsit într-o, pe un site, uite, Moodle, WebTorrent și Perlord. Și am văzut că există o corelație foarte bună între ultima dată când a fost updatat unul dintre softurile astea și numărul de download-uri din ultima perioadă. Și vedeți că ultimul update pe Moodle a fost acum 3 zile și sunt 23.239 de download-uri. Aici ultimul update a fost cu 9 luni înainte, ultimul era în vârstă de 9 luni și niciun download. Uite. Deci înseamnă că nu folosește nimeni, nu vine nimeni cu niciun feedback, nu cere nimeni nicio modificare, deci nu se mai face niciun update. Înseamnă că atunci când s-a terminat proiectul, nu e vorba de întreținere, e vorba de pur și simplu iterații succesive ale dezvoltării aceluiași proiect. În momentul în care s-a terminat proiectul, s-a terminat și produsul. Deci nu mai există nici produsul. Proiectul se identifică cu produsul în ceea ce privește soft. Asta e părerea lui Alan Kelly. Deci de asta el a mers pe ideea no projects. Deci când vorbim de soft, mergem pe no projects. Uitați, e o chestie interesantă, dar, mă rog, asta este concluzia lui, they use it, it will change. Și a doua, only the software stops changing. Deci asta e foarte interesant. Și aș mai face o corelație aici. Vedeți aici evoluția unui produs în ultima sută și un pic de ani. Poate mai există anumite variații, dar vedeți că sunt 9 produse oarecum distincte care au apărut pe piața americană într-un interval de 100 de ani. În momentul ăsta, Amazon face deployment de software o dată la 12 secunde. Mă rog, poate e ultima. Asta e unul dintre lucrurile pe care le-am luat dintr-o prezentare cu 11,6 secunde, ceea ce înseamnă că el produce toate sticlele astea în 2 ore. Adică rata cu care produce un produs nou și cu care utilizatorii lor se lovesc de un produs nou, cu conținut nou, este de 10 ori în 2 ore. Da? Deci ceva de genul ăsta, aproximativ. Da? Deci iarăși, oarecum, proiectul se identifică cu produsul. Pe de altă parte, există și diferențe, nu? Adică dacă laptele în dimensiuni mai mari ne așteptăm să fie mai ieftin la litru decât laptele în dimensiuni mai mici, totul este exact invers. Adică este mult mai ieftin să produci soft puțin câte puțin, decât să produci soft odată la 3 luni de zile, de exemplu. Deci e, iarăși, un contrast total între proiecte tradiționale și ceea ce facem noi în software, pe care, cum zicea și Alan Kelly, nu ar fi bine să le mai numim proiect. Deci, de acolo vine hashtag no projects. No backlog, hashtag no backlog. Ce înseamnă hashtag no backlog? Ideea următoarea. De fiecare dată, atunci când trebuie să implementăm un nou feature, un nou story, vom lua acela care este cu valoarea cea mai mare pentru client. Ok? Pe de altă parte, extreme programming și alte metodologii vin cu ideea, întotdeauna când dezvolți o chestie de genul ăsta, nu încerca să faci upfront design. Adică nu fă design înainte, gândindu-te la următoare de story-uri care ar urma să le implementezi. Concentrează-te doar pe ceea ce urmează să implementezi acum. Prin urmare, ideea este foarte simplă pentru acest hashtag backlog. De ce să ne mai interesează de ce mai este backlog-ul ăla? Ne interesează, de fapt, întotdeauna primul item. După ce am terminat să dezvoltăm, ne ducem la tine și spune, care e următorul? Nu îmi spune dinainte, pentru că mă influențează în design. Și nu vreau chestia asta. Eu vreau să mă concentrez cu designul meu și cu tot, doar pentru implementarea actualului story. Și atunci dispare noțiunea de backlog. Sau, de fapt, este noțiunea de backlog a care are un singur element, nu mai multe. Unde, dacă ne uităm în spate, o bună parte, aici arată cu o mică parte, dar în realitate știm că o bună parte ajunge aici. Vor rămâne mereu la
partea inferioară a acelui backlog și nu vor fi niciodată implementate, pentru că totdeauna vor avea prioritate mică. Și atunci decât să ne chinim, să le tot curățăm și până să le curățăm, știți ce facem cu ele, le mai și estimăm, atunci mai bine să fie din start doar un singur element. Și în fine, al patrulea și al cincilea, nou, sunt corelate împreună, no release, no sprint. Și asta iarăși se bazează pe ideea, să presupunem că nu, mergem pe un scrum, o iterație de 2 săptămâni, și eu, împreună cu echipa mea, ne decidem care ar fi acele funcționalități care să le implementăm, acele story-uri care să le implementăm în acele 2 săptămâni. După bine 2 zile, am terminat una din ele. După alte 2 zile, am mai terminat-o pe a doua și așa mai departe. La final, ce se întâmplă? Este demo, nu? Acum, ideea fundamentală este aceea. De ce să las acea funcționalitate pe care am terminat-o în 2 zile, să aștepte 2 săptămâni până eu prezint la demo? De ce să fac chestia asta? De ce să pierd atâta timp? De ce să-i fur această oportunitate de a ajunge mai repede în mediul de producție și să stea până când termine o iterație? Și atunci, ideea de nouă iteration este de fapt ideea unui flux continuu, care de fapt apare un pic și în, și în Kanban, să nu mai există revizuri și cum am terminat câte o funcționalitate, să meargă prin toate etapele și să ajungă direct în, în producție. Prin urmare, nu mai am un release distinct. Da? Deci pe asta se bazează. Mă rog, aici este partea teoretică cu diagrama de flux cumulativ, unde aici este work in progress-ul și s-a constatat că cu cât este mai mare acel work in progress, cu atât este mai mare lead time. Unde lead time ce înseamnă? În medie, timpul pe care îl parcurge un story din momentul de care îl luăm din backlog până ajunge în producție. Și cu cât este mai mare acest lead time, s-a demonstrat că cu atât este, sunt mai multe probleme de calitate în produsul software. Deci trebuie să minimizăm lead time. Ca să minimizăm lead time, nu trebuie să minimizăm work in progress. Ca să minimizăm work in progress, hai să facem un. Și work in progress să fie un singur feature. Și o să vedeți că asta este o altă idee extremă care apare, pentru că, la urmă urmei, toată evoluția în fiecare lucru este o oarecare spirală și o să vedeți că o să ne întoarcem asupra, de fapt, acelorași lucruri. Și eu de-abia aștept să se întâmple lucrul ăsta, pentru că Agile, cel puțin practicile din Sprint Programming, sunt niște practici dezvoltate de programatori pentru programatori. Între timp, lucrurile astea s-au mai pierdut, programatorii s-au cam plictisit și au zis, mai lasă chestia asta, pentru că merge, nu ne mai interesează pe noi. Acum de-abia aștept să revină, iarăși, la o spirală superioară și din nou programatorii să fie implicați în definirea unor astfel de practici. Practică pe care eu i-aș zice mai degrabă un fel de extrem program. Dar pentru că dau un exemplu. Dacă pe vremea mea, acum 100 de ani când programam, genul știe, eram eu și cu calculatorul, după aceea a venit cei de la Extreme Programming cu o chestie foarte ciudată și foarte urâtă. Se mutau toți când auzeau pe programming, adică să stea doi la un calculator. E acum o chestie obișnuită. Ai obișnuită, asta de mai extrem se poate și se poate. Este mod programming în care toată echipa stă într-o sală și unul singur programează și toți sunt comunitari să vadă ce programează. Și deja ne întoarcem iarăși la nou backlog, unde avem un singur feature care se dezvoltă la un moment dat. Nu sunt mai multe feature-uri, nu avem work in progress mai mare, toată echipa lucrează la un singur lucru. Calitatea crește, se pare că și productivitatea și așa mai departe. Foarte interesant, ca și idee. Altă chestie XXP e cu estimarea, nu? Time estimates, de ce să estimăm în timp? Haide cu story points. Nici cu story points nu merge prea bine, am văzut că nu estimăm prea frumos. Nu, mai estimez total, haide să excludem tot. Waterfall, după aceea s-a ajuns la o modalitate de dezvoltare iterativă și incrementală. Acum, ce să mai facem și cu iterații? Fără iterații, doar incremental. Da? Incremental, dar cât mai multe incremente, dacă se poate, pe zi. Și, în fine, upfront design, după care evolutive design. Și acum, de fapt, e un alt termen pe care l-am auzit, este un al 6-lea nou pe care îl partajez cu voi. Am fost la o conferință unde, de fapt, Ellen Kelly, cel cu nou proiect, zice așa, nu există soft reutilizare. Așa ceva nu există, scoateți-vă din cap chestia asta.
Ce există este doar software utilizat. Dar asta apare după ce ați programat, nu înainte. Prin urmare, nu vă bateți capul să faceți software utilizabil pentru că pierdeți prea mult timp. Rezolvați problema. Dacă cineva are nevoie de softul vostru, de codul vostru, îl va reutiliza. Și veți fi bucuroși după aia. Altfel, vă pierdeți foarte mult timp pentru cineva care nu va veni și care probabil va reutiliza doar 1% din ceea ce a scris voi ca să fie reutilizat. Nici măcar nu voi nu veți mai reutiliza codul respectiv. Și atunci să nu pierdem timp pentru treaba asta. Asta e foarte interesant, pentru că tot așa, în trecut, eu numai cu asta eram, cum să fac softul mai utilizabil, mai flexibil. Și că nu-i bine. Dar mergem pe aceeași idee, este de best practice, is tomorrow and better. Și chestia asta extreme nu fac foarte bine. De exemplu, Woodizul, care a scris despre nouă estimates, aveți aici un tweet de-a lui, 7 l-au blocat, 20 l-au dat acolo, alții au spus nouă estimates e stupid. Deci nu o duc bine. Deci trebuie să se tratăm cu respect pentru că o viață grea. Venind cu idei de genul acesta. Bine, eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, hashtag no thank you. Am o întrebare legată de estimate. Ei se bazeau pe număr de stories și estimările cu număr de stories erau mai bune decât cealaltă. Dar asta nu cumva mergea pe ideea că echipa e suficient de matură să facă story-urile de o dimensiune decentă, adică nu am story de 35 de story points. Am 3, 5, 8, hai să zicem, 1, maxim zic, maxim. Așa, 8 e mult deja. Și atunci poate nu mai contează, că faci estimarea greșită de la 3 la 5 și cam tot acolo. Ai perfectă dreptate, au zis și ei că nu merge în orice context. Este, de exemplu, dacă ai backlog story-uri de 1 și de 30 de story points, e clar că n-ai cum să le... Numai dacă ai între 1 și 3 sau 5, atunci merge foarte, foarte regulă. Deci, e, de fapt, viitorul, cred că, până la urmă, va fi acela cu MVP. Dar e minimum viable process. Adică încep un nou proiect, hai să vedem ce practici mi-aș lua pentru proiectul. Iau asta, iau asta, iau asta și configurez după proiectul pe care l-am. Și nouă estimație ar putea să fie una dintre practicile astea care se utilizăm cu succes. Și referitor la nou reusable software, asta vrea de fapt să fie o nou over-engineering. Eu așa exact. Da. Deci pornește de la un design să nu facem și să nu gândim foarte mult ceea ce s-ar putea să se întâmple în viitor și care poate probabil nu se va întâmpla. În schimb, apar alte chestii pentru care oricum designul nostru nu e pregătit, așa că mai bine. Am mai întâlnit un fenomen, îi zice nou architecture. Da, așa e. Așa mă mir că nu l-ai... Nu, am zis că e nou tehnică, știi? Da, așa e. Suntem o era startup-urilor și foarte multe produse pornesc de la WordPress. Și ulterior, uită, după 2 ani de zile, stai puțin, că am nevoie de o structură probabil. Ceva pe care să mă pot baza, pentru că, uite, lucrurile parcă merg și ar fi bine să mă pregătesc de viitor. Am trecut totuși 2 ani, am făcut încasări, să zicem. Era chiar o întrebare. Da, da. Ți-am respectat chestia când n-au făcut pe mic. Mai pute la o întrebare, dacă nu... Ok. Întrebarea mea ar fi, cum putem convinge un client să accepte un astfel de model de lucru? Idealul vascul și al lui Udizuri zicea că nu înseamnă că nu facem o planificare, doar că facem o planificare pentru niște metode științifice care ne dau un forecasting, nu o estimare. Pentru că forecasting este bazat pe date, pe niște date concrete și s-ar putea ca acel rezultat să fie mult mai stabil decât o estimare. Doar că acel forecasting se poate face apăsând un singur click, un singur buton, nu trebuie să consumăm mințile programatorilor să stea nu știu cât timp să facă poker planning, affinity estimation și o sumă de alte chestii. Partea birocratică, să zicem. Care ca și rezultat este ceva care nu... Și la sfârșit, ca întrebare, ce facem cu Scrum Master-ul?
Nu, că mai am căzut, mai e nou ceremonies, deci de astea deja așa. Nu se mai pute în lume. Probabil că pasul tot fie nou job ăsta. Așa să lucrăm pe voi. Cu siguranță este doar o perioadă de timp. Deci va fi nou ăsta la modă doar o perioadă de timp. Da, încet, încet. Nouă e scrie la început, nu? Și era planta aia studentul care își făcea CV-ul. Deci apoi nu știu ce să pun în CV-ul ăsta. Deci știe scrie, nu știu, scrie acolo, expert în nouă e scrie. Mulțumesc mult!